Mulțumim foarte mult! Mergem mai departe. Senatul a adoptat legea 2 mai. Proiectul elimină posibilitatea suspendării executării pedepselor pentru trafic de droguri. Inițiativa vine după accidentul mortal provocat în această vară pe litoral de un tânăr drogat, iar acest proiect a venit în completarea legii Anastasia, cea care nu mai permite ca un șofer care a produs un accident mortal sub influența alcoolului, drogat sau fără permis, să scape de închisoare. Dacă vei conduce fără carnet, dacă vei conduce sub influența alcoolului și dacă vei conduce după ce ai consumat droguri. Fii curat la volan, mi se pare un motto foarte bun de promovat. Este evident că ne obligă, repet, mai ales gestul tatălui Anastasiei și pe mine ca părinte, nu ca și prim-ministru, să ne implicăm și mai mult în acest demers. Nu e un demers de fațadă, nu e un demers politic, este un demers normal a unei societăți în anul 2023. Îți trimiți copilul la mare să se bucure de viață și el nu se mai întoarce de acolo. Cred că după 2 mai, fiecare dintre noi va avea cumva o strângere de inimă atunci când vom trimite copilul la mare, la munte sau chiar la școală. Un zvon, potrivit căruia autorul accidentului va scăpa de închisoare, a readus cumva în atenția opiniei publice diverse cazuri de-a lungul timpului în care oameni influenți, bogați, au primit pedepse extrem de ușoare spre indignarea opiniei publice pentru că legea permitea acest lucru. Astăzi, legea nu mai permite.